Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este vineri, seara este sfârșit de săptămână și în principiu n-am gândit, ținând cont și de vremea de afară, că poate mai degrabă e bine să lăsăm totul deoparte, a început sfârșitul de săptămână, poate să urcăm în mașină, să mergem la drum și să ne vedem de distracția proprie și personală. Poate. Poate că ar fi bine și frumos dacă, într-adevăr, așa ar sta lucrurile, dar iată că lucrurile nu stau așa și dacă vă amintiți, e bine, dacă nu, atunci vă spunem noi că s-a creat deja un obicei ca guvernul să își desfășoare cel puțin o dată pe săptămână sau de două ori pe lună măcar câte o ședință în teritoriu. Ați crezut cumva că poate asta este o formă de populism sau poate că ați crezut că asta este o formalitate în urma căreia nu se petrece absolut nimic, în afară de faptul că undeva în teritoriu miniștrii sunt bine primiți, strâng mâinile oficialilor, după care se întorc la Chișinău. Iată că nu este chiar așa. Iată că dacă ați urmărit știrile, ați aflat că, de fapt, miniștrii chiar se duc în teritoriu și se întâlnesc nu doar cu autoritățile locale, ci și cu populația propriu-zisă. Că întâlnirile au loc, că se iau notițe, că oamenii spun ce au de spus, că miniștrii ascultă ceea ce se spune și că s-ar putea, și eu chiar cred că se va întâmpla asta, ca de acolo să se nască niște proiecte. Doar că există niște întrebări. În realitate, cât de bine este cunoscută agenda reală, să spunem așa, populație, cât de bine sunt cunoscute nevoile din teritoriu, cât de bine sunt cunoscute ele la centru, cât de corect sunt ele reprezentate, de exemplu, de către opoziție, atunci când în permanență critică guvernarea, susținând că guvernarea își urmărește doar propriile interese și că nu are niciun fel de legătură cu ceea ce și-ar dori în realitate poporul. Și când îi auzi pe cei din opoziție spunând în permanență, noi suntem poporul, stăm și ne întrebăm cu adevărat poporul. Ce spune poporul? Cine este poporul până la urmă? Și cine se întâlnește în mod real cu poporul? Cine cunoaște agenda reală a poporului? Nu neg faptul că opoziția își derulează acțiunile sale, pentru că e cunoscut faptul că se plimbă prin teritoriu și că îi vezi la un moment dat încercând să afle și ei cum stă treaba. Dar cel mai bine este să vedem cum stă treaba chiar de la miniștrii înșiși, de la doi dintre acei miniștri care astăzi au fost în raionul Taraclia și care s-au întâlnit cu poporul, da? Și cu aleșii locali, pentru că există și acolo practică autorități locale. Și de aceea eu mă bucur foarte mult că, deși este vineri și deși au alergat pe drumuri într-o căldură, zic eu, destul de pronunțată și deși au avut și o ședință de guvern, au reușit să-și rupă din timp și nu s-au dus, spuneam, la distracție. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica Babuc, bine ați venit, doamna Babuc. Bine v-am găsit, bună seara. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați venit. Respectiv, ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Chiril Gaburici, bine ați venit, domnule Gaburici. Bună seara, bine v-am găsit. Ați fost ambii în Taraclia, ați fost ambii pe drumuri, ca să spunem așa, și dați-mi voie să fac un mic joc. Am să întreb pe doamna Babuc, cum e să merge așa pe drumurile Moldovei, doamnă? Cum se circulă pe drumurile Moldovei? Vreau să vă spun că mult mai bine în ultimul timp. Cel puțin de când avem acest, din punctul meu de vedere, excepțional program Drumuri Bune pentru Moldova și când, așa cum putem constata, țara s-a transformat într-un adevărat șantier și schimbările sunt la suprafață. E adevărat că până la Taraclia, sectoarele de drum au fost diferite și colegul meu probabil că nu o să-mi dea voie să mint, e nevoie încă de foarte multe investiții și muncă, dar că schimbarea cu siguranță vine și deja este palpabilă, acest lucru nu poate să-l nege nimeni. Deci există o certitudine că mie în general îmi place să călătoresc prin Republica Moldova, pe orice timp, în orice anotimp, fiindcă țara noastră este frumoasă, este diferită ca și peisaj, este minunat să urmărești ce se întâmplă peste geam, chiar dacă știm cu toții că mi-închipă cei care mă ascultă din opoziție ar putea să spună, uite ce zice ei, că îi place să călătoresc. Da, o iubesc, îmi place să văd cum înflorește floarea soarelui, îmi place să văd cum pică ploaia și asta în ciuda faptului că cunosc problemele cu care ne confruntăm, dar nu cred că aceste probleme sunt insurmontabile. Domnule ministru, pe de altă parte, dumneavoastră ați avut așa o inițiativă, ați hotărât să contraziceți proverbul acela în care se spune că nu trebuie să faci ce face preotul, ci să faci ce spune el. Dumneavoastră chiar ați îndemnat pe cei din minister să facă bine, să circule cu mijloacele de transport în comun ca să înțeleagă despre ce e vorba și cum circulă poporul. Ați făcut asta astăzi, dacă nu mă înșel, pur și simplu. Dar spuneți-mi, chiar v-ați dus să vă cumpărați bilet? Ați plătit bilet acolo sau ați spus eu sunt ministrul, vă rog să mă duceți? Am fost, am stat la coadă, am cumpărat bilet.
ne-am dus, am fost trei persoane de la minister, așa cum face toată lumea. Cumpărat bilet, ne-am uitat ce scrie pe bilet, care este locul, am intrat în rutieră, ne-am așezat la locul, fiecare la locul lui și am pornit la drum. V-au recunoscut? Da, m-au recunoscut, dar a fost... V-au dat un loc mai bun sau v-ați așezat pe locul? Nu, m-am așezat la locul care l-am cumpărat și am făcut așa ceea ce exact cum face toată lumea, cum face fiecare om, pasager care merge în... cu transportul public. A fost înghesuială în rutieră? Nu, în rutieră eram vreo 16 oameni. Pe drum undeva, pare că prin satul Valea Pierjei au mai urcat două persoane. Au depășit numărul de locuri sau... Nu, nu au depășit. Asta pentru că v-au recunoscut sau așa sunt ei mai corecți de când cu controalele de lanta? Eu sper că ei sunt mai corecți de când cu controalele și sper că șoferul conduce maxi-taxi așa în fiecare zi, nu doar când am mers noi cu ei. Adică de ce spuneți asta? Ați văzut și dumneavoastră cursele dintre maxi-taxiuri. Eu am făcut în urmă cu vreo lună și cea așa martor pentru asta un drum, nu acum vreo două luni, un drum până la Toardița și înapoi. Și într-adevăr a fost destul de provocator pentru mine să mă strecor printre maxi-taxi care se simțeau foarte provocați așa de prezența mea în trafic. Este adevărat, asta a fost o temă de discuție cu câteva zile în urmă în cadrul întâlnirii despre care ați menționat la ANTA. Uh-huh. Agenția Națională Transport Auto. Discuția a fost despre regulamentul și codul transporturilor și despre faptul cum el se respectă sau cum îl respectă transportatorii, despre securitatea pasagerilor, despre faptul că noi ne dorim ca ei toți să respecte regulile, toți să lucreze corect. Și astăzi, apropo, un moment foarte important care l-am scos noi din situația de astăzi. Deci noi vrem ca toate rutele interraionale să fie dotate cu centuri de siguranță. Ah, da. Eu nici nu m-am gândit la asta. Într-adevăr, nu au centuri de siguranță în acest moment pentru locurile pasagerilor? Nu ați simțit atunci când v-ați aflat în maxi-taxi că ați căutat centura de siguranță și n-ați găsit-o? Ba da, dar m-am împăcat rapid cu situația, recunosc. Dar iată, observație foarte, foarte bună. Și pertinentă. Da, noi, este. Apropo, tot am mers toți membrii guvernului în microbus. E adevărat că nu de rută, întotdeauna mergem în microbus. Și asta e un răspuns suplimentar la întrebarea dumneavoastră. Cum e? Este bine pentru că avem posibilitatea să socializăm și cu membrii guvernului și să ne mai spunem opiniile unul altuia și mai să testăm și calitatea drumurilor. Domnul ministru, pe de altă parte, revenind puțin de la tonul, hai să spunem, relaxat, la chestiunile mai serioase, exact. Ați fost într-un raion, raionul Taraclia, care, alături de autonomia găgăuză, cumva este considerat așa un pic auto-închis, așa auto-marginalizat. Cumva, povestea care se tot spune despre bulgarii din Taraclia, de exemplu, este aceea că într-un fel sau altul preferă să stea între ei și nu contactează prea mult nici cu centru, nici cu ceilalți. Bariera culturală, bariera lingvistică, preferințele lor iar ține mai degrabă departe de Chișinău. Senzația noastră care a fost acum? Este total diferită, domnule Tabără, de această opinie cumva încetățenită la noi, pentru că și toți colegii mei cred că o să confirme acest lucru. Am întâlnit oameni foarte calzi azi la Taraclia. Am comunicat mai întâi în acest format al administrației publice locale, de la primari, consilieri locale, activiști ai tineretului, reprezentanții sistemului educației, celui din cultură și așa mai departe. Și am avut o întâlnire interactivă cu întrebări și răspunsuri timp de 2 ore jumătate, după care eu și eu am fost azi în acest mare sat Toardița, care Toardița și Taraclia este de fapt centrul bulgarilor, basarabeni de altă dată și cei din Republica Moldova de acum. Și vreau să vă spun că este total greșită această percepție că ei ar fi cumva ostili.
sunt ostilizați, asta este altceva, de forțe politice care sunt interesate ca lucrurile să nu meargă bine în Republica Moldova sau să nu meargă în direcția strategică despre care vorbim atâta timp și spre care tindem, și anume direcția integrării europene. În schimb, bulgarii, care sunt de câteva secole, deci trăiesc în Basarabia, ulterior în Republica Moldova, creștini ortodoxi fiind și fiind foarte legați cu comunitățile moldovenilor alăturate lor, pentru că sunt sate foarte amestecate în această zonă, găgăuzi, bulgari, moldoveni, ucrainieni și așa mai departe, mi-au arătat o deschidere absolută azi, inclusiv și la probleme care anterior puteau fi foarte dureroase. De exemplu, ei au pus în sală problema studierei aprofundate a limbii române. Ei mi-au pus astăzi la Tvardița problema dorinței lor absolute, a oamenilor maturi în primul rând, de a reveni la cursurile de predare a limbii române pentru maturi, nu doar pentru copii în școli, pentru că copiii deja se descurcă mult mai bine și sunt ok. Ei au pus problema faptului că tinerii, într-o anumită perioadă, de frica bacalaureatului, mai ales la limba română, în această zonă, plecau să facă studii în Transnistria, doar să-și ia un atestat de acolo, și după care cu acest atestat, tot ei au întrebat azi ce să facem, pentru că noi putem angaja la lucru aceste acte de studii nefiind recunoscute nicăieri, nici în Republica Moldova, doar că avem această apostilă mai nouă acum care se plasează pe documentele lor. Prin urmare, concluzia mea este că acești oameni sunt compatrioții noștri, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, despre care, din păcate, în ultimii ani, având în vedere luptele intestine care se mai întâmplau la vârful politic din Republica Moldova, s-a cam uitat. Și un stat nu poate uita de concetățeni, de compatrioții săi, indiferent de ce naționalitate n-ar fi. De aceea noi vom face tot ce este posibil ca să răspundem la aceste solicitări ai lor, să fim alături de ei în toate proiectele pe care le derulează împreună cu Guvernul Republicii Moldova, dar și proiectele locale și cele cu partenerii de dezvoltare. Și eu vă asigur că, așa cum mi-au spus ei, au așteptat de mult această comunicare pe viu cu membrii guvernului și cu guvernul, și mai mult decât atât, la Tvardița, și acest lucru este un adevăr, Dumnezeu le vede pe toate și cred că înțelegeți că nu am niciun interes să mint, mi-au spus: noi susținem reformele guvernului. Noi suntem alături de reformele care se produc în economie, care se produc în mediul social, în educație, dar trebuie să fim mai des acolo și să comunicăm pe viu. Mă întorc, ați pomenit cu într-o economie, mă întorc către domnul Gaburici. Pe de altă parte, da, specificul raionului Taraclia, care poate și nu poate fi disociat întotdeauna de Găgăuzia, este unul care are legătură mare cu, eu știu, de exemplu, prelucrarea cărnii, prelucrarea vinurilor, producția de alcool, chiar la Tvardița există cât un combinat pentru fiecare. Dar tendința generală a celor două entități, Găgăuzia și Taraclia, a fost mai degrabă să se orienteze către piața rusă, date fiind diversele promisiuni care le-au fost făcute și una dintre ele chiar materializată pe filieră politică. Cunoaștem că uneori se mai ridică așa cât o interdicție, cât un embargo pentru vinurile din Găgăuzia, de exemplu, sau cele din Taraclia pe piața rusească. Dar în momentul în care ați ajuns acolo, de exemplu, și ați discutat cu ei despre chestiunile economice, par sau nu par interesați să se extindă, să ducă și spre piața vestică, dat fiind acordul de asociere și deschiderea foarte bună pentru piața vestică? Eu am văzut, de exemplu, produse bune din Taraclia sau din Găgăuzia în magazinele din România, unde mă duc destul de des să-mi fac cumpărăturile și m-am bucurat să le văd, dar dumneavoastră, ce ați simțit din acest punct de vedere? Ce interesează pe ei în perspectivă economică? Noi trebuie cu toții să recunoaștem că în momentul în care a existat acel embargo față de produsele, dacă să vorbim despre vinuri, produsele moldovenești către Rusia, noi am avut imediat o criză care s-a soldat cu investiții multe, cu eficientizare, cu produse noi, produse care au început să fie ajustate altor pieți. Același lucru l-au făcut și ei. Deci, produsele lor, noi astăzi le găsim, ați menționat dumneavoastră, în România și nu doar, în multe alte țări. Adevărat că
cu toții, sau toată Republica Moldova, noi cu toții am fost deprinși că produsul nostru a crescut și a mers, l-am cultivat și l-am trimis pe rafturile din magazinele din Rusia. Astăzi suntem foarte departe de realitatea asta. Astăzi noi avem mai mult de 65% din exporturi spre Uniunea Europeană. Astăzi avem produse de calitate care nu le aveam acum 5-10 ani urmă. Lucrurile se schimbă și același lucru îl fac și ei. Și acolo sunt oameni buni ca peste tot. Acolo avem aceleași probleme care le avem peste tot. Aceleași dorințe de a schimba lucrurile. Am menționat doamna ministru despre faptul că cum sunt privite reformele, ei recunosc că reformele sunt dureroase. Dar necesare. Este foarte mare rezistență la reforme, dar ele sunt necesare. Și este bine să auzi lucrul ăsta de la cei care trec împreună cu noi prin aceste reforme, de la oamenii, cetățenii noștri. Asta ne motivează și pe noi să facem mai mult și cu mai mare dedicație lucruri frumoase. Domnule ministru, pe de altă parte, întorcându-ne puțin, las pentru partea a doua emisiunii discuțiile concrete și punctuale pe care le-ați avut acolo, pe proiectele și nevoile celor de acolo, dar rămânând un pic în zona aceasta discuție generală, când am fost în vizită împreună cu colegul meu, cu Alexander Barbov, care este din Pardița, am fost acolo, marea mea surpriză a fost într-adevăr să văd că n-a existat nicio ostilitate pentru faptul că veneam din România, de exemplu, și ei cunosc uneori o altă realitate cu privire la relațiile moldo-române sau așa, dar din potrivă am auzit o istorisire întreagă a felului în care poziționarea bulgarilor în timpul conflictului din Transnistria practic a fost aceea care a prevenit extinderea unui conflict mult mai departe de limitele Nistrului, când exista o tendință ca el să fie dus mai departe, către Tralaclia, către Găgăuzia în ansamblu, să fie cel puțin la fel de sângeros. Vreau să vă întreb, în acest context în care, iată, ei pot fi, și mă refer acum mai mult la bulgari decât la găgăuzi, dar asta nu înseamnă că îi privesc pe găgăuzi cu suspiciune. Poate fi comunitatea bulgărească în acest moment un factor de, haideți să spunem așa, de echilibru și de echilibrare a relației cu Rusia, pe care nimeni nu o neagă și nu o exclude, dar totuși deschidere către Occident, a celor care au fost până acum foarte atașați de Rusia? Cu siguranță, da. Eu o să răspund afirmativ, pentru că, bun, există o diferență de percepții între conaționalii noștri bulgari și găgăuzi, raportat la deci, politica externă și, în general, vectorul strategic de dezvoltare al Republicii Moldova. Și eu cred că această diferență se datorează și faptului că Bulgaria, țară cu care, în mod firesc, bulgarii din Republica Moldova sunt legați foarte strâns prin diverse proiecte, prin comunicare la nivel de instituții, de administrație locală și așa mai departe, este totuși o țară eminamente europeană și membra a Uniunii Europene. Mulți tineri din Tăraclia merg să facă facultate, merg să facă studii în Bulgaria. Mulți dintre ei tind să-și ia o cetățenie bulgară. Poate că și pentru aceea ca să meargă și mai departe decât hotarele bulgărești. Dar acest lucru determină într-o mare măsură această diferență de percepții în relația cu Europa, Republicii Moldova și într-un fel și în relația cu Rusia. Deși bulgarii, iarăși în mod firesc, ca și un popor slav, sunt atașați destul de mult vis-a-vis de tot ce înseamnă cultura rusă, tradiția rusească. Astăzi am văzut, pentru că ca și istoric mi-a fost interesant, a fost la biserica care funcționează în acest sat de la începutul secolului XIX, fără să se închidă niciodată, și ați văzut că e o biserică foarte frumoasă. Și totodată în centrul satului este păstrat și îngrijit foarte minuțios monumentul lui Lenin și așa mai departe. Școala se află într-un și muzeul într-un edificiu iarăși datat cu anul 1903. Iată acest amalgam de percepții. El totuși, din punctul meu de vedere, acum în secolul 21, balanța aceasta înclină ușor, fără ca să ostilizeze relația noastră cu Federația Rusă și în atitudinea noastră față de poporul rus, pentru care avem toată admirația și respectul. Iată, într-adevăr, bulgarii pot constitui acel pol de calmitate și de echilibru și de balanță.
Mai avem aproximativ 2 minute până la pauză. Domnule Gavulici, vrem să vă întreb un lucru. Iarăși referindu-le la cele două raioane de data aceasta, Taraclia pe de-o parte și autonomia găgăuză, există un acord bilateral cu Turcia, de exemplu, economic, comercial, acord de liber schimb, asemănător cu cel pe care are Moldova și cu Uniunea Europeană. Sunt interesate cele două raioane să cultive această relație? Simțiți că acolo undeva există, să spunem așa, un gust suplimentar pentru această relație? Ar trebui să fie, pentru că Turcia sprijină în egală măsură și raionul Taraclia, nu doar Găgăuzia. Asta e adevărat, da, prin TICA, ați văzut tot felul de proiecte. Da. Sunt interesați și lucrează cu mulți investitori din Turcia la produse alimentare. Uh-huh. Se dezvoltă. Cunosc chiar și pe cineva care exportă încolo produse de carne, uh-huh, vinuri în Turcia, din regiuni. Și este bine, pentru că dacă este să vorbim despre cei din Găgăuzia, vorbesc practic aceeași limbă, este comod să se înțeleagă și reușesc să facă parteneriate frumoase. Uh-huh. Am înțeles. Va trebui să luăm o scurtă pauză, după care aș vrea să rog pe cei doi miniștri care au avut amabilitatea să răspundă aceste invitații să vorbim puțin mai concret despre lucrurile pe care le-au avut practic pe agenda când s-au dus încolo și ce s-a mai adăugat la agenda după discuțiile purtate în raionul Taraclia. Dar deocamdată luăm o scurtă pauză. Să revenim la emisiunea Fabrica, partea a doua acestei emisiuni, cu doi invitați de marcă, doi membri ai guvernului care au fost astăzi la acea ședință a guvernului care s-a petrecut în raionul Taraclia. E vorba despre ministrul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica Babuc, respectiv ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Kiril Gaburici. Ați participat ambii astăzi la discuții și la contactul acesta direct cu autoritățile locale și nu numai, chiar cu populația de acolo. Și atunci am constatat în prima parte a emisiunii că există o agendă cât se poate de reală acestor oameni de nevoi, care nu întotdeauna este corect reprezentată de opoziție, ci poate mai degrabă oamenii sunt orientați către alte interese, pentru că așa își dorește opoziția, fie că e vorba de cea așa zis pro-europeană, fie că e vorba de cei care se orientează mai degrabă către est. În schimb, dincolo de toate acestea, practic, dumneavoastră aveți și posibilitatea, dar și obligația de a prelua de la acești oameni problemele lor și de a încerca să le transformați în proiecte guvernamentale. Și atunci am să vă întreb pe fiecare dintre noastre și am să încep cu doamna Babuc de această dată. Practic, ce vor comunitățile locale? Ce ați înțeles de la cei din Taraclia? Ce își doresc în primul și în primul rând în zona dumneavoastră de competență? Am constatat că problemele pe care le ridică în discuții cu noi oamenii din Taraclia sunt în mare parte problemele care se discută de comunitatea pedagogică și culturală din toate raioanele Republicii Moldova. Eu am spus în prima parte a emisiunii că ceea ce poate ar constitui diferența este interesul foarte și foarte mare pentru politicile statului în ceea ce privește învățarea limbii române. Și acest lucru m-a bucurat enorm. Nu a fost ceva care însemna declarativ sau demagogic. Eu chiar am văzut mai multă lume care a pus această întrebare, de la pedagogi până la responsabili din administrația publică locală, și care spuneam că noi suntem conștienți că tinerii noștri, dar și noi, cei din administrație, trebuie să cunoaștem limba română pentru a putea interacționa cu autoritățile centrale și așa mai departe. În rest, întrebările au fost tocmai cele pe care le discutăm oriunde când mergem. Este vorba, în primul rând, de salarizarea personalului tehnic din instituțiile de educație timpurie, adică din grădiniți și din școli, care într-adevăr au salarii foarte mici, au o muncă grea și noi avem o problemă extraordinară în sistem legat de lipsa de aceste cadre, pentru că dacă vorbim de grădinițe și vorbim de ajutor de educatori, sau de fapt propriu zis de dădaci, acum mai nou se numesc ajutor de educatori, pentru a crea și pentru ei posibilitatea de a intra în grila de salarizare
deci cea care, pe care o merită, salariile lor care câteodată nu depășesc 1000 de lei atunci când ei sunt ocupați, la fel ca și educatorii, cu cele mai grele și sensibile munci legate de copiii mici, creează probleme foarte mari. A fost sesizată, de exemplu, problema lipsei cadrelor didactice, care este una generală pentru sistem, pentru Republica Moldova. Avem 2032 de posturi vacante în învățământ acum și astăzi. S-a sesizat faptul că vin foarte puțini tineri specialiști și că doar câțiva din ei, 8 sau 7, au ajuns în ultimii ani sistemul de educație din Taraclia. S-a vorbit despre aceea că au fost foarte bine primite inițiativele Ministerului de a reveni la acoperirea din bugetul de stat a cursurilor de recalificare a profesorilor și a fost primită cu bucurie o nouă inițiativă a noastră ca din 1 septembrie, pentru că am identificat pentru acest lucru din buget prin rectificarea bugetului 3 milioane de lei, vom procede nu numai la acoperirea costurilor de cursurilor de pregătire continuă de calificare a pedagogilor, dar am identificat încă 3 milioane de lei pentru ca profesorii care lucrează pe două specializări, una dintre ele neavând pentru aceasta o pregătire, de exemplu, este specialist profesor de chimie, dar predă și biologie și geografie. Prin urmare, am identificat 3 milioane de lei ca să le oferim posibilitatea să se recalifice și să aibă acte în regulă și pentru aceste obiecte și să poată accede la titluri didactice care le-ar permite să își mărească salariul și cu această ocazie. Deci, problemele în fond sunt cele generale pe țară. Aici, specificul ar fi următorul. Problema legată de cunoașterea limbii române, problema care mi-au identificat-o tot ei la Tvardița, legată de faptul că, din păcate, ei simt o lipsă a informării veridice a lucrurilor care se petrec în Republica Moldova, pentru că sunt împânziți de posturi de limbă rusă de televiziune, care vorbesc lucruri diferite de ceea ce au auzit ei astăzi în sală, iar penetrarea acestui spațiu de către televiziunea publică națională sau posturile de televiziune care deci redau în mod obiectiv reformele care se produc astăzi și care sunt deci produse de guvernare, sunt insuficiente. De aceea aceste întâlniri pe viu, în general comunicarea pe viu cu oamenii mi se pare extrem de eficientă, iar în cazul raionului Taraclia, adică a comunității bulgare din Republica Moldova, la fel ca și în autonomia găgăuză, mi se par deosebit de importante și poate chiar necesare să fie repetate cu o periodicitate mai mare decât în alte raioane. Înainte să mă întorc către domnul Gaburici, dar întrebarea e valabilă și pentru dânsul, cât de dezinformați, cred că acesta e cuvântul. Mi-ați anticipat întrebarea cu ceea ce ați spus. De fapt, asta e întrebarea. Cât de dezinformați vi s-au părut? Cât de puțin cunoscători activității guvernamentale, să spunem, vi s-au părut cei de acolo? Vreau să vă spun că percepția mea este următoarea. Cei care sunt implicați în activități administrative, în virtutea funcțiilor lor, sunt cumva mult mai bine informați vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în general și de reforme și de tot ce se întâmplă organizat de guvernare. Oamenii simpli, în schimb, sunt, bineînțeles, că în mare parte manipulați de către posturile de televiziune care, încercând să arate alte opinii, nu fac altceva decât le manipulează opinia. Și vreau să vă spun un simplu exemplu. Duminică, numai târziu, duminica trecută, la Taraclia, a avut loc un meeting într-o susținere a limbii ruse, la care, dispoziția conducătorilor raionului, au fost transportați elevi cu autocare, autobuse oferite de către Guvernul României și statul român, cu clara indicație a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Moldova, care spune, la fel ca și autorităților române, că ele sunt pasibile pentru a fi utilizate doar în scopuri de transportare a copiilor către instituțiile de învățământ și invers, către casă,
Și la întrebarea mea, dar cine atacă limba rusă cumva în Taraclia? Eu nu am avut răspuns pentru acest lucru. În Tvardița mi s-a spus, doamna ministru, noi nu am fost acolo pentru că nu am văzut necesitatea și nu am înțeles care a fost scopul acestui meeting. Iată însă că, ca să probabil că creeze aceste spirite ostile guvernării, ostile păcii și stabilității din interiorul țării, se organizează ad hoc asemenea acțiuni, iar oamenii rămân pe din afara informației corecte, pentru că, încă o dată repet, ei sunt nevoiți să consume produsul mediatic în limba rusă, care se face mai degrabă la posturile de televiziune care susțin opoziția, și mai puțin, iată, acolo unde evenimentele se reproduc veridic. Trebuie să recunosc și mă întorc și către domnul Gabori, și trebuie să recunosc că atunci când a fost la Tvardița și noi ați menționat acea catedrală veche și frumoasă, am intrat la Sfânta Liturghie, era duminică, era încă în perioada de după Paște și ritual erau încă acele părți ce țineau de Paște și am fost foarte plăcut surprins să văd că atât preoții cât și credincioșii care cântau, preoții au rostit în limba română Hristos a înviat și s-a răspuns și în română adevărat a înviat, s-a cântat și în română, au fost câteva în rusă și în bulgară și nu părea nimeni să fie niciun fel încurcat de treaba asta. Oamenii din Tvardița și de acolo sunt foarte calzi, apropo, și sunt foarte deschiși, nu au nicio problemă în comunicarea cu în limba română și legat de asta. Tot ce câteodată mai apare sunt lucruri impuse lor prin manipulare. Asta am simțit și eu. Domnule Gaburici, mă întorc către dumneavoastră, iată, o dorință de a cunoaște mai bine limba română, inclusiv cu argumentare administrativă. Printre altele, în subordinea ministerului dumneavoastră se află, de exemplu, și am avut în această săptămână la început invitat chiar pe directorul agenției, domnul Răileanu, Agenția Servicii Publice, care își derulează cele mai multe dintre activități în limba de stat. În Taraclia există o problemă cu aceasta? V-au cerut ceva legat de, nu știu, contactul cu administrația și cu limba de utilizată în administrație? Există, a fost o întrebare specifică anume acestui caz și domnul director Răileanu era prezent la ședință și a notat și vor veni cu o soluție, cu siguranță. Eu sunt de acord că problemele sunt la fel peste tot în Republica Moldova și ele există, dar în același timp eu circul foarte mult datorită faptului că activitatea în cadrul Ministerului ține de drumuri, ține de transport și ține de zone economice libere și ele sunt peste tot în toată țara. Merg în multe regiuni și văd drumuri rele, văd drumuri stricate, văd drumuri moștenite care nici nu pot să le numești drumuri, dar tot în aceleași localități văd că se muncește și se fac drumuri noi, drumuri bune. Văd că văd grădinițe stricate, fără condiții, dar văd grădinițe reparate. Văd fabrici, uzine care sunt lăsate, care nu mai produc și nu mai fac nimic, în același timp văd investiții în fabrici noi, în tehnologii noi care deschid locuri de muncă. Deci noi suntem acum, economia în genere este într-o criză de maturitate și noi trebuie să trecem frumos de perioada asta și noi să trecem muncind foarte mult. Trebuie să deschidem poarta larg, să lăsăm și să invităm investitorii să vină, pentru că este important să deschidem locuri de muncă și ele să nu fie concentrate doar în centru, în Chișinău, dar ele să fie amplasate pe tot teritoriul Republicii Moldova. M-am oprit astăzi când veneam înapoi de la Tvardița în Comrat, acolo în anul viitor, în prima jumătate a anului viitor, acum este în construcție, dar o să avem o fabrică care va produce tot în sectorul automotive și vor lucra peste 1000 de oameni acolo. Este bine să vedem lucrurile astea și suntem într-o perioadă de trecere și trebuie să muncim mai mult, probabil, decât... Înțeleg, perfect. Vreau să vă întreb, vorbind de investitori, asta era întrebarea mea, de fapt, cum anume veți, îi veți atrage pe investitori în zone către care ei s-ar putea să nu se simtă foarte interesați în prima instanță să meargă. Ori, Taraclia, de exemplu, este interesantă pentru investitori? Dacă da, pentru ce categorii de investitori? În primul rând,
Nu este ușor să aduci un investitor. Și nu ține doar de Republica Moldova. Orice investitor, în orice țară, el se gândește foarte mult și studiază, analizează, face calcule de 10 ori înainte de sute de ori înainte de a lua o decizie. Nu este simplu. Toți vor confortul la ei acasă într-un fel, dar noi avem câteva avantaje ca țară, în general eu vorbesc. În primul rând, amplasarea geografică este un avantaj foarte bun. La începutul emisiunii dumneavoastră ați menționat despre acordul de liber schimb sau de comerț liber care îl avem cu Turcia. Păi în afară de Turcia avem de Turcia, mai avem acord de liber schimb cu țările CIS, CSI, Comunitatea Statelor Independente. Avem acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Suntem în lucru, merge o echipă chiar săptămâna viitoare la runda a doua de negocieri pentru acordul liber schimb cu China. Cu toate, cu cele existente astăzi, noi avem un potențial de clienți de circa 800 de milioane în toate țările și comunitățile care le-am numit mai devreme. Deci cine produce la noi ceva pentru export are acces la un număr foarte mare de... Asta este un alt avantaj. Un al treilea avantaj ar fi zonele economice libere care le dau o mulțime de facilități fiscale celor care investesc și instituie aici activitate. Anul acesta avem și un program pentru cei care deschid mai mult de 100 de locuri de muncă, un fel de subsidii adiționale pentru aceste companii, pentru fiecare angajat care îl au în cadrul companiei. Mai am două minute până la pauză și vreau să întreb pe doamna Băbuc o chestiune, pentru că nu, m-am abținut, dar nu reușesc până la capăt, trebuie să vă spun. Există vreun risc, doamna Babuc, ca undeva în Taraclia să se repete situația de la Bălți, unde domnul Grigoriși n-a avut nevoie de traducător ca să înțeleagă ce spunea român ambasadorul Japoniei? Bine. Am spus că în raionul Taraclia există multă lume care nu posedă limba română. Bine, dar nu toți sunt primari. E adevărat, e adevărat. Și pe urmă depinde foarte mult de atitudinea omului și de modul în care el știe să își folosească acest, din păcate, această lipsă de cunoștință și modul lui în care tratează această situație. Sunt întotdeauna însă, chiar și în sala astăzi am observat, oameni care cunosc limba română și care îi vin în ajutor. Sunt multe căsătorii mixte acolo. Șefa Direcției Educației, de exemplu, la Taraclia, este moldoveancă sau româncă, căsătorită cu un găgăuz și care trăiește în Taraclia, prin urmare, într-un raion bulgăresc. Vorbește româna perfect, la fel ca și bulgara. Nu știu dacă și găgăuza. Tot așa, există mult mai mulți oameni decât în alte locuri, de exemplu, decât în Găgăuzia, care cunosc limba română și vin în ajutorul acestor oameni. Așa că eu cred că totul depinde de atitudine. Întotdeauna poți găsi soluții când vrei să o găsești. E adevărat, luăm o scurtă pauză. Experiența personală acolo, la Tvardița, m-a pus față în față cu o doamnă care mi s-a adresat foarte curat și frumos în limba de stat, limba română, da? Cum, mă rog, sensibilitățile sunt multe. Am fost uluit, vroia să mergem să filmăm și la Valea Perjii, foarte aproape acolo. Și am întrebat-o, zic, doamnă, dumneavoastră, stăți moldovancă? Nu, zice, eu sunt din Ucraina. A, zic, stăți moldovancă din Ucraina? Nu, eu sunt ucraineancă. Atât, da, și ați învățat românește? Da. Deci stăți măritată cu moldovan? Nu, sunt măritată cu un bulgar. Bun. Lucrurile sunt foarte și foarte amestecate, dar zic, totul depinde de atitudine. Iată, această doamnă venită din Ucraina și măritată în raionul Taraclia vorbea perfect limba de stat. Deci se poate. După pauză, continuăm discuția. Ultima parte a emisiunii Fabrica în această seară, în care avem invitați pe ministrul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica Babuc, respectiv pe ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Kiril Gaburici. Cumva ar fi bine să vedem din ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați aflat acolo,
ce anume urmează să se întâmple. Dacă veți prelua câte ceva din ceea ce ați aflat, spuneați, de exemplu, domnule Gaburici, că domnul Răileanu și-a notat acolo niște chestiuni legate de Agenția Servicii Publice și posibilele, nu știu, interacțiuni și în limba... Apropo, în ce limba au dorit să interacționeze? În rusă, în bulgară, în ce limba? S-a vorbit în limba rusă, dar au fost și întrebări și în română. Și, de exemplu, relația cu ASP, cum ar dori ei să... ASP-ul să le ofere și posibilitatea comunicării rusă sau bulgară? Rusă. Doar rusă. Limba bulgară e mai degrabă păstrată probabil doar așa, în familie, dar cumva limba de comunicare rămâne limba rusă, totuși. Da. Înțeleg. Doamnul Babuc, am să mă întorc către dumneavoastră, dar vreau să-l rog pe domnul Gaburici să-mi spună, de exemplu, din ce ați auzit acolo, ce anume vi s-a părut demn de a se adăuga proiectelor pe care le aveți deja în derulare sau de a naște chiar de dreptul proiecte noi specifice pentru ei? În primul rând, dacă este să vorbim despre proiectele care sunt în derulare, vreau să menționez despre faptul că oamenii în sat au început să aibă încredere în proiectul Drumuri Bune. Uh-huh. Și dacă la începutul proiectului, acum la începutul anului, când noi vorbeam și planificam acest proiect, o să vă dau chiar un exemplu. În câteva sate este un drum care unește satele astea și drumul era stricat. Nu era drum, nu poți numi drum. Primarii au venit la noi, la Ministerul Economiei și Infrastructurii și au zis că noi suntem gata să alocăm banii care sunt pentru proiectul Drumuri Bune, să îi dăm ca voi să faceți drumul ăsta. Ok, nouă ne-a luat timp să planificăm, ne-a luat timp să vedem care vor fi costurile și așa mai departe. Și când ne-am întors înapoi la ei să discutăm ce facem, ei au zis, și nu ei, dar cetățenii, locuitorii satelor, au zis, noi nu vrem, noi am văzut că chiar se fac drumuri bune și noi vrem să se facă și noi vrem mai mult decât atât, noi vrem să fie o continuitate. Și asta este un mesaj cu care am venit eu din Taraclie astăzi, că ei își doresc ca în afară de porțiunea cea de drum care se va construi sau s-a construit deja anul ăsta, să fie încă continuat anul viitor. Și este un proiect care trebuie să aibă o continuitate pentru următorii ani, pentru că noi avem zeci de mii de kilometri de drumuri în Republica Moldova. Avem foarte multe de făcut la capitolul ăsta. Cu business-ul am avut o discuție ulterior, ședinții cu administrațiile publice locale și au fost tot discuții foarte interesante. Am discutat și m-am bucurat să văd și tineri care s-au reîntors din afara țării și au investit prin programul nostru, pare 1 plus 1, au investit banii lor care i-au făcut și au lucrat acolo și are acum o fermă, crește oi și porci, are produce carne, se gândește să facă și o producere mică de brânzeturi pe parcurs. Au și probleme. Au probleme cu vânzarea produselor în piață, cu marketingul despre care am vorbit mai adineori. Se lucrează aici. Le-am povestit și despre legea comerțului intern sau pe interior, în care noi vom selecta anual o listă de produse care cu siguranță sunt calitative, sunt destule și sunt produse în Republica Moldova și produsele astea vor, rețelele vor fi obligate să păstreze 50% din rafturi pentru produsele locale. Și asta este suportul care îl acordă guvernul pentru producătorii locali. Evident că ei trebuie să muncească foarte mult ca produsul lor să fie destul de eficient, munca lor să fie eficientă în așa, și costurile, în așa fel ca produsul lor să fie competitiv. Și de ce nu să iasă și pe alte piețe. Da, am dat exemplu băiatului care a venit și a investit. E o producere mică deocamdată, dar are aspirații mari. O să urmeze o discuție cu el separat. Le-am promis că mă întorc și discutăm. Și eu le-am promis că mă întorc și cu siguranță o să mă întorc. Într-adevăr, am avut o comunicare care, eu nu știu pe cine a bucurat mai mult,
cel puțin eu am fost fericită să văd acești oameni atât de frumoși, atât de muncitori. Satul ăsta care arată foarte bine și îngrijit. Ei sunt foarte gospodari bulgari și mai mult decât atât am văzut două muzee foarte bine îngrijite, la Universitatea din Taraclia și muzeul din Tvardița, care este, deci au adunat cu multă grijă tot felul de obiecte care țin de tradiția populară, costume, instrumente și așa mai departe, file din istoria localităților lor. Sunt absolut impresionanți și m-aș întoarce cu mult drag. Pe urmă, noi ne cunoaștem deja de mai mult timp, pentru că participă întotdeauna cu voie și cu multă bucurie la sărbătoarea covorului, de exemplu, la Târgul Național al Covorului, la toate paradele Portului Popular, la Ziua Națională a Portului, iată, în 24 iunie a fost recent treaba asta. Așa că suntem împreună și trebuie să comunicăm mai des cu acești oameni și să le ajutăm să-și rezolve problemele. Domnul ministru, ați vorbit despre interferențele politicului respectiv ale unor interese politice peste comunitățile locale. Eu am constatat așa, prin contact direct, că Pederlezul, de exemplu, a avut parte de o vizită de înalt nivel de la președinție de-a dreptul, dar care n-a fost lipsită de partea propagandistică, din păcate. M-am bucurat să văd, de exemplu, că bulgarii mi-au pus cu multă dragoste pe masă o cavurma senzațională și n-am înțeles nici până acum dacă e a lor, e a găgăuzilor, e altcuiva. Toată lumea și-o revendică. Exact. Să decidă ei, că atunci orice implicare este... Da, mi-au pus și un whisky produs acolo, n-am să-i dau numele pentru că ar fi reclamă și s-au lăudat foarte mult dacă cu whisky făcut la Tvardița, dar chiar e bun. De ce nu? Dar chiar e bun. Și grapa, am impresia că produc acolo, grapa, am văzut undeva în magazine. Și produse de carne. Dar apropo, în patrimoniu cultural, de exemplu, ei înțeleg că ar putea să vină cu ceva lor și să-și aducă. În România, de exemplu, am văzut pe secui branduind foarte bine acel cozonac spiralat și toată lumea știe ce e cu Chiurtă, școala acela. Da. Dar bulgarii au venit, v-au prezentat ceva, de exemplu, și au spus, iată, asta e mândria noastră, vrem să facă parte din patrimoniu, vă rog, ajutați-ne să promovăm asta sau asta. Da. Mi-au spus un lucru azi de care am fost foarte surprinsă, pentru că au zis așa, într-un fel nu cu răutate, dar cu un fel de gelozie din asta așa luminoasă. Doamna ministru, sunt atâtea festivaluri frumoase făcute la nordul țării și la centrul țării, dar nu știu de ce la noi nu sunt. Păi zic, haideți să facem, dumneavoastră aveți atâtea obiceiuri frumoase, iată acest Babin Den despre care vorbeam, o sărbătoare tradițională dedicată femeilor și mai ales femeilor trecute de vârsta medie, adică cumva o ofrandă adusă acestei munci, a dragostei de mamă, de bunică, nu știu ce. Iau Trifon Zarezan, această sărbătoare dedicată, deci tăierii viței de vie în primăvară și așa mai departe. Și eu am zis, uitați-vă câte evenimente pe care dumneavoastră și ei au fost atât de entuziasmați, le-am promis parteneriatul, le-am vorbit despre această posibilitate de a participa la proiectele culturale finanțate în cadrul Ministerului Educației Culturii prin jurizări și prin concursul anual, lucruri despre care nu știau și eu cred că cu siguranță noi trebuie să devenim și noi promotorii a multor lucruri care țin de patrimoniu cultural bulgăresc, pentru ca ei să înțeleagă că chiar suntem interesați de acest lucru, chiar suntem admiratorii acestor tradiții care se deosebesc din alte zone din Republica Moldova și cred că acest lucru ar întări sentimentul nostru de comuniune cumva. Da, spuneți-mi, ce șansă ar avea, de exemplu, ca la Universitatea din Taraclia să se nască un proiect asemănător cu cel de la Comrat, unde puțină lume s-ar fi putut gândi că la Universitatea din Comrat va apărea o catedră de limbă română făcută în cooperare cu Universitatea de la București, dacă nu mă înșel eu. De la Galați. Da. Și cu siguranță că există această posibilitate și nu este exclus deloc, doar că astăzi am discutat în cadrul acestei întâlniri împreună cu domnul prim-ministru Filip și cu conducerea raionului, dar și cu rectorul acestei universități de la Taraclia, modul în care vedem noi, sigur că asta a fost o discuție preventivă, modul în care s-ar dezvolta această universitate. Nu este un secret că și ea, ca și multe altele universități mari din Republica
Republica Moldova se confruntă cu probleme mari și cu lipsă de abiturienți, pentru că, din simplu motiv, că noi avem prea multe universități. Doar că, în cazul Universității din Taraclia, am spus că noi am putea păstra acest centru care deja și-a creat anumite tradiții, un centru de studiere al bulgaristicii în Republica Moldova și de studiere și de conservare a tradiției culturale și istorice bulgare în Republica Moldova. Înțeleg. Mai avem 2 minute până la final, domnule ministru. Din punctul ăsta de vedere, pentru Ministerul Economiei, cam ce anume a rămas în minte că trebuie făcut pentru Taraclia, de exemplu? Eu să vorbesc ce trebuie global. Să facem mai global. Deci noi avem de făcut câteva chestii importante pentru societate. Este infrastructură, școli, accesul la medicină, grădinițe și condiții normale de viață și locuri de muncă. Pentru business avem de făcut aceleași acces la infrastructură, pentru că este foarte important. Avem de le creat condiții bune și confortabile pentru a-și duce afacerea. Am vorbit la început și despre investitori și despre deschiderea noastră față de investitori și aici avem dorința să mergem în continuare cu oferte inedite și atractive și foarte curajoase către investitori ca să-i convingem să vină în Republica Moldova. Făcând toate lucrurile astea, noi să facem o platformă foarte bună pentru un viitor frumos al Republicii Moldova și eu cred în viitorul Republicii Moldova. Știu că avem de muncit foarte mult la capitolul ăsta și iarăși repet, foarte mult avem de muncit și noi asta facem. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte, foarte mult, mulțumesc doamnei Monica Babuc, mulțumesc tare mult, doamnă. Cu mare drag. Cu atât mai mult cu cât trebuie să recunoaștem că ați făcut un dublu efort. Nu e foarte ușor să ții o doamnă rafinată pe drumuri toată ziua și după aceea să o convinți să vină într-un studio de televiziune și încă o dată vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc și eu, dar nu cred că acesta este un efort suplimentar. Este, de ce să nu recunoaștem, mai ales că e și vineri seara, de asemenea, după ce Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Economiei și tuturor la un loc a mers cu microbusul tot să torse, iată, în platou, încă o dată mulțumesc, domnule Gaburici. Plăcere. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Iar dumneavoastră vă urez un sfârșit de săptămână plăcut și vă dau întâlnire luni, când de asemenea vom avea invitați de rang înalt, pentru că tot astăzi Guvernul a anunțat o reformă profundă în ceea ce privește sănătatea și domeniul medicinei. Iată că medicii de familie vor avea drept la liberă practică, dar ce înseamnă asta și cum anume lucrurile acestea vă vor ajuta pe dumneavoastră să aveți parte de servicii medicale mai bune și eventual în mai multe locuri decât până acum, asta o să aflăm luni de la doamna ministru Svetlana Cebotar, care va veni soțită și de consilierul principal al premierului, domnul Mircea Buga, pentru a vă explica, a ne explica, de fapt, tuturor, cum anume va arăta acest lucru și mai ales ce beneficii va aduce. Până atunci, să vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Numai bine!